23 august. Da. Nostalgicii comunismului au motive de sărbătoare. Însă această zi, 23 august, vă spun sincer, este o zi de comemorare. Comemorăm victimele și comunismului și stalinismului. Două regimuri odioase care trebuie condamnate. Și trebuie să plătească cele două regimuri odioase și susțin total condamnarea lor. Între 23 august mai înseamnă un lucru. Mai înseamnă pactul Ribbentrop-Molotov, pierderea Basarabiei și a Nordului Bucovinei. Fapt pentru care România nu face nimic. Acum, bineînțeles că totul trebuie să facă România în contextul în care este membră NATO și Uniunea Europeană, adică cât poate. Dar ce poate să facă România în acest sens? Și iară urlu și urlu și urlu, puteți să mă considerați nebun, tâmpit, idiot, toate la un loc. România poate să facă următorul lucru. Să investească mediatic. Faceți acum un exercițiu al dumneavoastră acasă. Mergeți, dați drumul la televizor și căutați pe cablu câte posturi de televiziune aveți de la Chișinău? Căutați! Vreți să vă spun eu? Eu vă spun acum, nu aveți nici măcar unul! În contextul în care avem și trebuie să avem posturi de televiziune la Budapesta, chiar sunt binevenite, vă spun sincer. În contextul în care avem eu am cel puțin, nu știu, un post Jernor, ca nu știu cum zice, nu pot să, de prin Cehia sau Slovacia. Dar ce e bun postul ăla, nu știu, că aici în zonă n-am nici cehi, nici slovaci. Dar ce e bun, nu știu. Vă rog și căutați, mergeți și căutați. Ce poate să mai facă România? Și probabil iar o să mă considerați nebun. Poate să deschidă un studio de televiziune la Cernăuți. Un fel de TVR Moldova, cum ar fi. TVR Cernăuți, să zicem. Ce poate să mai facă România? Poate să interconecteze. Și este visul meu. De om nebun, știu, pentru că acestea sunt nebun. Un program, un post de televiziune, ce-o fi, să interconecteze comunitățile românești din jurul României cu țara mamă, dar și între ele. Ăla de la Novi Sad, să zicem, să știe ce se întâmplă la Chișinău, să știe ce se întâmplă la Brașov, la Cernăuți și invers. Atenție! Așa face televiziunile maghiare. Așa fac televiziunile maghiare. Așa fac televiziunile rusești. Acum, ăsta e bine, o fi exemplu negativ, propagandă, nu spun. Dar în privința asta, doar în privința asta trebuie să învățăm de la ei. Eu sper că într-o bună zi o să înțelegem treburile astea, dar de prin 2010, de când tot vorbesc, văd că vorbesc degeaba. Guvernanții noștri nu înțeleg nimic. Și îmi pare rău.